Paradox Film prezintă. Era un om cinstit, generos, respectat și iubit. Avea o casă, o familie și o viață tihnită. Într-o zi, un accident absurd îi spulberă destinul și îl condamnă pe viață la cel mai chinuitor coșmar. Bă, ce viață de căcat ai. Băi, ce am vorbit noi aseară, bă, plamatie, ia zi! Zi, bă! De-aia muncesc eu, mă, de dimineață până seara! Ca să-i dai de mâncare criminalul ăsta! Vine, nenorociți! Ia-i câte o pori ești din curte! Vă în gură de bandiți! Ce am nenicătă? De ce nu te lasă în pace? Povestea unui sat blestemat în care singura lege e fără de lege. Ce-am făcut? Ia-l, dracu de jit! Să nu care cumva să răbim mechile prin sacă, vă spun să nu mă înțeles. Cine mai poate opri atâta cruzime? Ce semn ceresc mai poate curăța atâtea păcate? Ce ziceți, reinundă sau nu? Vă inundă, bă, că sunteți puturoși. Bă, ieșiți la zic, bă! Vine potocul, bă! Ce să ne mai ajute, mamă? Că și Dumnezeu s-a speriat de nemernici ăștia. Umilință, un film de Cătălin Apostol, din 25 februarie, în cinematografe.